Deși anumite categorii de materiale pirotehnice sunt denumite generic articole pirotehnice de divertisment, utilizarea necorespunzătoare a acestora poate avea urmări nedorite cu consecințe dintre cele mai grave, precum răniri de persoane, incendii sau distrugeri de bunuri. Astfel, polițiștii din cadrul IPJ Mehedinți au realizat activități preventive în cadrul acțiunii Foc de Artificii. În scopul prevenirii unor astfel de evenimente negative, polițiștii din cadrul compartimentului Analiză și Prevenirea Criminalității și Serviciului de Ordine Publică din IPJ Mehedinți au desfășurat o activitate informativ-preventivă pentru conștientizarea de către populație a riscurilor la care se expun prin folosirea articolelor pirotehnice, cu exemplificarea consecințelor nerespectării reglementărilor legale în vigoare. Din motive de ordine, securitate, siguranță publică și pentru protecția mediului, se interzice deținerea, utilizarea și vânzarea către publicul larg articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile 2, 3 și 4, articolelor pirotehnice de scenă T1 și T2 și a altor articole pirotehnice din categoria P2. Persoane fizice care au împlinit vârsta de 16 ani pot procura articole pirotehnice din categoria F1 de la artificierii autorizați. Cei care au împlinit vârsta de 18 ani pot procura articole pirotehnice din categoria P1 și T1 în aceleași condiții de la artificieri autorizați. Celelalte tipuri de articole pirotehnice încadrate în clasele 2, 3 și 4 pot fi comercializate și utilizate doar de către artificieri autorizați în acest sens, persoane fizice neputând să dețină astfel de articole pirotehnice, deoarece reprezintă infracțiunea prevăzută de articolul 346 din Codul Penal, respectiv nerespectarea regimului materiilor explozive. Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele pirotehnice de divertisment numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor și a mediului. În categoria 1 sunt incluse numai obiectele pirotehnice de divertisment foarte mici, de tipul artificiilor, de exemplu, lumânări scânteietoare, jerbe cu scântei, minifacle, inele de foc, sateliți. Principalele activități desfășurate au constat în adresarea de recomandări preventive și distribuirea de pliante cu informații privind utilizarea materialelor pirotehnice și normele legale aplicabile.